Chisiunea cea mai grea e, bineînțeles, la primul lui speaker la un astfel de eveniment. Așa se întâmplă. Cred că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Eu aș putea spune cel puțin vreo două zile câte ceva despre el, dar nu asta e interesant. Interesant este să-l vedem în carne și oase. Mai ales că ceea ce reușește să facă, face cu carne, oase, minte și suflet în convință. Se numește Andrei Roșu și ce pot să vă spun acum la început este că maratonul a fost poate chiar de la început prea mic pentru el. Andrei Roșu! Mulțumesc pentru introducere. De cele mai multe ori când ne gândim la un sportiv de anduranță sau sportiv extrem, ne imaginăm că 20 de ore pe zi este undeva în pustietate, se antrenează și undeva, așa poate o dată pe săptămână, coboară la oraș, la civilizație să-și ia ceva de mâncare și poate să facă o baie. Deci cam așa ne imaginăm, poate înghețat pe undeva, într-un deșert, stând acolo și transpirând sau undeva prin mijlocul pădurii. În realitate, în 90% din timpul pe care îl aloc aceste vieți, și să trec la slide-ul următor, viața mea arată cam așa. Cam asta este viața, 90% din cazuri. Ce place foarte mult și mă distrează, cum am auzit, când citesc sau aud asta, mass media mă consideră adesea un super om, super erou, om de fier, om de oțel, om de titan, tot felul de atribute de felul ăsta. Și m-am gândit foarte mult ce aș putea să povestesc astăzi, despre ce să povestesc. Și am aruncat în Recycle Bin vreo 3 prezentări, inițial mă gândeam să folosesc spre locurile în care am fost, lecțiile pe care am învățat, momentele dificile pe care am trecut, modul în care mi-am construit anduranța și așa mai departe, cu care m-am gândit ce aș putea să vă împărtășesc ca să vă ajut să vă realizați visele. Și m-am gândit că dincolo de motivație și inspirație poate ajută să aruncăm o privire asupra agendei zilnice. Deci cum decurge o zi normală din viața noastră. Pentru că modul în care decurge o zi e un predictor foarte bun pentru modul în care decurge întreaga viață. Pentru că noi multiplicăm acea zi de niște mii de ori. În urmă cu vreo 7 ani, am avut câteva schimbări foarte mici în viața mea. Aș spune chiar nesemnificative aparent. Și ele au avut un impact foarte mare pe termen mediu și superior și pe termen lung. Una dintre aceste schimbări a fost să fac o analiză, când zic fac o analiză înseamnă că am pus pe hârtie modul în care decurgeau zilele din viața mea. Să rămâneam uimitor de mult și mai ales direcția în care investeam cea mai prețioasă resursă și singura distribuită democratic de pe această planetă, respectiv timpul. Și am fost șocat să văd că 4 ore pe zi mergeau către televizor și stat pe net, mă rog, navigat cumva reactiv, așa mergeam într-un articol în altul. Deci 4 ore. Și am ține voia să fac un pic de ordine. Știam teoria, am fost la cursul de Time Management, știam cam, mă rog, cam ce trebuie să faci pentru a fi ultra-productiv. Dar în continuare, existau teancuri de hârtie pe, și de dosare pe biroul meu, inbox-ul era plin, desktop-ul era plin de pictograme. Bun. Ca să nu mai lungesc, m-am gândit să vă descriu o zi obișnuită din viața mea, să spunem, alaltă aici. Da. Rugămintea mea ca să facem un pic de interactivitate, chiar dacă formatul TEDx nu permite foarte multă interactivitate, promit să discutăm anumite lucruri după, deci la sesiunea de întrebări și răspunsuri, dar eu o să vă spun câteva capitole din viața mea și dacă vi se pare că puteți să replicați viața voastră ceea ce vă spun, rugămintea mea să ridicați mâna. Dacă nu puteți, nu ridicăm. O să încep cu ora de trezire, aici probabil nu sunt foarte multe mâini ridicate. Dar la alaltă m-am trezit la 5 dimineață. Așa, aparent oră imposibilă, fără snuzuri. Diferența între alaltă și acum 7-8 ani, că atunci puneam ceasul la 7, dar mă trezicam din pat cu multe snuzuri de-avea pe la 8. Și totul decurgea într-un mare haos. Bun. Ce interesant că ne sperie ora asta, dar dacă trebuie să plecăm undeva la mare sau în vacanță, deja pe la 4 suntem
foarte vigilenți. Deci contează foarte mult și ce sport faci dimineața. Are foarte mare legătură cu apetitul pe care ai când a trezit la 5 sau nu. Nici nu are sens să te trezești la 5, te uiți pe perete. Adică dacă n-ai ce să faci, mai bine mai stai acolo. Bun. După care, supereroul Andrei Rusu, bineînțeles că după ce s-a trezit, merge repede la baie. Deci asta e. Cine poate să facă asta? Așa, bun. După care mă îmbrac foarte repede și ies din casă. Este foarte important să ieși din casă rapid. Te spune că trebuie să începi să alegi până își dă seama că e nu ce vrei să faci. Deci e foarte important. Da. Așa. Înainte de a ieși pe ușă, beau jumătate de pahar, nu știu, jumătate de halbă de un litru, deci 500 de mililitri de apă cu un pic de lămâie. Cine ar putea să facă asta? Apă cu lămâie. Bun. Așa. Și mănânc un fruct. Nu pepene. Vorbim de umăr, portocală, banană. Poate cineva? Bun. Da, așa. Și înainte de a ieși pe ușă, mai merg o dată la baie. Bineînțeles că după ce de mult apă, n-ai încotro. Așa. După care, timp de 90 de minute, fac mișcare în aer liber. Cine să facă mișcare în aer liber, se plimbe sau, mă rog, un efort adaptat la nivelul actual de energie și de posibilități. 90 de minute dimineața. Cine ar putea? Ok. Dacă ați primi 100.000 de euro, dacă în fiecare zi, pentru următorul an, faceți mișcare 90 de minute în fiecare dimineață, cine ar putea să facă asta? Net. Bun. Interesant. După care mă întorc, bineînțeles, de la antrenament, intru pe ușă, mă duc la baie, bineînțeles, fac un duș repede, am ieșit, mă îmbrac, după care urmează micul dejun cu familie. Pe deosebire de acum 7-8 ani, lucrurile nu se mai întâmplă într-o mare grabă, chiar am făcut de mic dejun. Acum nu vă imaginați că ceva ai fărmat de copios, dar eu fac ceea ce se numește mic dejunul leneșului, dar pun niște lapte vegetal sau, mă rog, dacă eu știu consumați proste de genere, mai nu puteți folosi lapte normal, lapte vegetal cu banană, niște fructe de pădure și scorțișoară și, mă rog, alte ingrediente care se găsesc în supermarket, în orice supermarket sau în piață. Cine ar putea să-și facă un asemenea mic dejun? Da. Se pune în blender, ca să vă explic, se iau dejunul leneș. Se pune în blender, se dă drumul la blender 10 secunde, iese ceva așa băubil, așa, dai pe plăci și ai terminat micul dejun. Deci, e practic, nu? Bun. După care, îmi duc băiețelul la școală. Cine ar putea să facă asta, dacă ar avea băiețel? Așa, oricum. Sau și pe soția duce fetița la grădiniță, eu duc băiatul la școală. E bun. După care mă întorc și undeva până la ora 8 începe ziua mea de lucru. Pe deosebire de acum 8 ani, ziua mea de lucru începe cu acele task-uri, să spunem, de care de obicei nu mai chef să te apuci. Pentru că sunt foarte grele, nu sunt foarte sexy acele task-uri și ai intenția de a le amâna. Da? Sunt acele task-uri pe care trebuie să se facă în bucăți, ca să le facă mai multe zile, dar, din păcate, sunt tocmai cele care au legătură cu obiectivul nostru profesional. Deci, în următoare, acum 8 ani, începeam ziua de lucru pe la 9:30, cu mail-uri, telefoane, întâlniri și așa mai departe. Bun. Undeva pe la ora 10, încerc până atunci să elimin orice resursă de deranj. Nu verific mail-uri, n-am pop-up-uri, Facebook și mai departe și intervalul acesta. Și până la ora 10 termin cam 80% din ce era de făcut important și relevant în acea zi. Sentimentul este extraordinar, ca la 10, în momentul în care ceilalți oameni încep să se apuce realistic de muncă, cu cafele, de gări și mai departe, eu sunt fost consumator de cafea, deci înțeleg fenomenul. Tu deja ai 80% din celelalte relevante. Bineînțeles, rămân hidratat, am o halbă lângă mine, o apă, pentru că dacă am păcărit la atât sau n-ai nimic, risc să amânie acea hidratare. Și dau pe tot. La 10 o primă pauză, după care, de la 10 la 12, un nou caluc de lucru, cu lucruri ceva mai simple, care nu necesită foarte multă concentrare. Creierul este foarte activ în intervalul 8-10 dimineața, am observat. Și asta mă ajută foarte mult să fiu productiv.
La 12 este prânzul. Pentru a câștiga timp, mi-am făcut un abonament pe care îl renovesc lunar la o firmă de catering. Și prânzul meu e foarte sofisticat, să vedeți. Este o salată și un suc de legume. De ce salată și ce suc de legume? Păi ce am făcut în ultimii ani, mi-am aliniat tot ceea ce fac la obiectivele pe care le am. Adică cum mă întreb, ceea ce mănânc mă ajută să-mi ating obiectivele, adică am mai multă energie, mă refac mai ușor, sau nu? Ceea ce citesc mă duce mai aproape de obiectivele mele, oamenii pe care îi întâlnesc, evenimentele la care particip, ora la care mă trezesc. Deci cam asta sunt întrebările pe care le-am uit. După care urmează o nouă rundă, deja sunt task-urile mult mai ușoare, vorbim de mail-uri, telefoane, întâlniri, care nu solicită foarte mult creierul. Iar undeva până la ora 3 urmează o gustare de, le numesc nucifere și semințe. E așa, un mic amelor, un borcan mare lângă birou și la ora 3 îmi apare task, așa, mănâncă nucile, așa. Și în acel borcan fac plinul o dată săptămână de piață cu sâmburi de migdale crute, cu nuci, nuci braziliene, nuci pecan, caju, semințe de dobleac și așa mai departe. Bun. La ce ajută acest punct de semințe, mă întrebați? Nu e pentru calmarea nervilor neapărat, dar te ajută să nu ai acea foame de lucru când ajungi acasă și e cina. Pentru că de multe ori avem tendința de a mânca emoțional, când e mâncatul ca pe recompensă și când ajungem seara acasă, mai dacă ai sărit prânzul sau a fost cazul meu de 15 ani într-o companie multinațională cu mulți colegi, în fiecare zi era câte o aniversare, câte de naștere. Și prânzul era făcut din prăjituri. Așa. Aveam și vreo 14 kg mai mult când am început să alerg. Din cauza colegilor care ce-au prăjituri. Așa. Bun. Și atunci acest punct de semințe, în afară faptul că te ajută cu niște principii nutritive, minerale, vitamine, ulei, și mai departe, îți taie acea foame. La 5.00, indiferent de ce se întâmplă, am oprit calculatorul din momentul ăla, dacă mai am ceva de făcut, fac a doua zi, încep mai devreme, poate ziua de a doua zi, dar am terminat în acel moment, pentru că în câțiva ani obișnuiam să stau mult peste program, ajungeam cu târziu acasă, poate începeam să lucrez cu adevărat până la 5, după masă. Când nu mai erau zgomot în jurul meu, foarte din colegi plecau și până la 8 aveam impresia că fac multe lucruri, dar de fapt nu faci, pentru că ești ca la peție, știi, când ai impresia că te-ai comportat exemplar la un om, deci când vezi filmul te sperii, erai cu o mască, dezbrăcat, linos și învățai cămașii. E cam așa e cu lucratul de la 5 la 8, nu ești nu știu cât de productiv. Foarte de dimineață. Bun, ce s-a întâmplat de la 5 jumate până la 9 jumate, l-am numit timp de calitate petrecut împreună cu cei dragi. Aici pe care își definește ce înseamnă cei dragi, vorba de prieteni, de familie și pe mai departe. Și am început să ascult ce zic doctorii. Și doctorii spun, bine, nu toți din teoria, dar cu aplicația mea greu, doctorii spun că ar fi bine să mănânci ultima masă la 6. Și am început să ascult să mănânc ultima masă la 6. Deci ce este masa de proteine? Nu e un detaliu, că sunt pe blogul meu diverse rețete sau lucruri care putem mânca seara. Revenind la faptul că știm teoria, dar nu aplicăm, și la titlul sau motto-ul acestei ediții de TEDx Time to Act, eu am observat că noi acționăm. Acționăm în... acționăm, de ce se întreba că nu acționăm, oricare dintre noi acționează. Problema e că acționăm de obicei și de mâine. Sau de luni. Cum sunt dietele, așa. Sau de luna viitoare, sau de pe 1 ianuarie, anul viitor, mereu acționa pentru noi se întâmplă în viitor, nu acum, când se sizăm că avem un problem. Și m-am lăsat de fumat de câteva ori la 12 noaptea de Revelion, cu două țigări în gură, deci înțeleg fenomenul. Bun. La 8:30 am renunțat la televizor și aici îmi dau seama că am ratat multe emisiuni de foarte mare calitate. Dar undeva la 8:30 trimitem copiii la culcare, ce înseamnă că nouă ca părinți ne rămâne o oră pentru diverse lucruri.
Poate se pare puțin, dar am înțeles că durata medie a unui act sexual în România e de 3 minute. Dar, nu știu dacă cu preludiu sau fără, dar oricum, de ce este suficient pentru tot ce presupune menținerea vie a plătării. Am primit 10 ani deja de căsnicie, deci zic că e performant. Bun. Bineînțeles, un ultim drum la baie, da? Ca orice supererou. După care mă culc revizuind ce am făcut în ziua respectivă, gândindu-mă la ce am făcut acolo, exprimând recunoștința pentru 3-4 lucruri care s-au întâmplat în acea zi, sau care sunt în general recunoscător, și gândindu-mă la ce urmează să fac a doua zi. Deci cam așa arată viața mea, că fiecare zi, practic, miniatura vieții, de ce spuneam la început la acestui discurs. Și dacă schimbăm ceea ce se întâmplă pe acolo unei zile, cu siguranță schimbăm întreaga viață. Deci dacă ați să rețineți un lucru din ce am spus, eu cred că secretul succesului unui supererou este să meargă des la baie. Deci, mulțumesc mult și de-abia că s-au știat discursul.